nu pot să vă explic ce senzație este să, să vă văd așa în fața mea și întotdeauna am invidiat pe, pe cei care urcă pe podium să iau un premiu și sunt așa de stăpâni pe ei și spun lucruri atât de inteligente. Mi-ar plăcea să fiu și eu la fel. Pentru mine acest premiu înseamnă foarte mult, pentru că eu am învățat să citesc pe cartea de poezie a lui Mihai Eminescu și de asemenea am învățat să scriu datorită acestei cărți, pentru că tata obișnuia să joace un joc cu mine, nu aveam nici 4 ani și tata tot timpul îmi citea versurile lui Eminescu și mă punea să ghicesc finalul. Astfel am învățat să fac rime și să stăpânesc ritmul. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc juriului și tuturor profesorilor mei de română care au fost niște oameni extraordinari, am avut un noroc extraordinar încă din gimnaziu și și în liceu, am avut profesor și în facultate, bineînțeles, unde am avut pe domnul Șistelecan. Am avut tot timpul profesori de română care au iubit literatura și care tot timpul veneau la școală cu sacoșe întregi de cărți. Când duceam pe Sadoveanu, profesorul meu din liceu știu că a venit cu 3 sacoșe și toate acestea m-au ajutat foarte mult ca să cred în continuare în mine și în scris. Și mulțumesc încă o dată tuturor celor care au pus în cartea mea. Mulțumesc! Să auzim și versuri. Sper să nu fie prea lungă. Introducere. Acest poem atâta l-am gândit și răzgândit, frământat cu degetele, tălpile, cu salivă. I-am stors sudoarea, sânii, creierii, încât l-a început să transformați din apă în spirit. Asta l-a început. Și atunci ar fi trebuit eu să-i dau foc. Poate că aș fi incendiat cu el pălăria lui Mingu, mustățile lui Cărtărescu, arca lui Manulescu. Cistelecan nu s-ar fi ars, ci ar fi aprins molcom, ardelenește, o țigară cu aluat blond de la Bulbătaie. Atunci trebuie să dau eu foc, când aveam 20 de ani și eram studentă la litere și credeam că realitatea e un fel de literatură prost scrisă. Când iubeam penibil un bărbat însurat și cinic pe care nu-l chema Robert, așa cum numai o virgină îndopată cu mari clasici poate iubi, literatura te face curvă. Atunci când eram eu, atât de eu, încât ceilalți simțeau instantaneu că sunt un pericol la adresa echilibrului universal, o zebră într-o turmă de elefanți. Acum, la aproape 30 de ani, ce mai vreau? Acum se va poemului, sângele lui a devenit de consistența maionezei și încă tot mă tem că mi se taie. Acum eu am devenit un produs semi-preparat, crescut în seră, cu cap becere și platitul din pecelul gurii. De mult nu mă mai țin de pix ca să nu cad în mine. Acum mă scobesc imandicos cu el între dinți, depozit de prostituție intelectuală în serviciul partidului. Înainte cuvintele le făceam și le scoteam greu, ca pe niște perle la rinichi. Acum le adun așa cum gospodinele întreținute și dopate cu telenovele adună scamele din vastele lor apartamente. Dar termină să acest bocet. Respectând regulile epopeei, eu un gând am să înalț și îl înalț acum. Târfei grasa poeziei, odihnească-se ea vânătă și țeapănă cu viermișorii cu cel rect, odihnească-se în pace. Eu alt idol îmi voi ciopri din, în mine însă, adică îmi voi săpa cu propriul pix, propria groapă de cuvinte. Am spus aceste cuvinte aici, într-o mansardă din București, cu de răzit și tot tacâmul, de pe căderea Bastiliei, în noapte de 18-9 august 2006, cu 6 zile înainte de achitarea chiriei la babă, gândindu-mă la Raskolnikov. De aici, de pe saltea albastră relaxa, pe care am primit-o de suflet, cu tot cu furnicile și gaura aferentă, de la biserica în care curte zăcea, de aici îmi voi lua zborul către voi. Dacă ajung și mai e cineva la celălalt capăt, voi veți ști. Dar ajungă cu părintețurile scrise pe copertă de carte. Începe poemul. O, începe poemul. Dați-vă la o parte. Poemul este temul. Poemul meu vine cu tălpile goale și buzele pline. Mulțumesc.